Munca fără forme legale de angajare se pedepsește aspru. Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a amendat în cursul lunii mai 10 firme la care au fost găsite 10 persoane care lucrau la negru. Cele 10 firme au primit amenzi în valoare totală de 90.000 de lei. Inspectorii ITM Suceava au efectuat în luna mai 294 de controale pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, în total fiind aplicate 94 de sancțiuni contravenționale, însumând 175.000 de lei. Amenzile au fost aplicate atât pentru primirea la muncă a unor persoane fără forme legale, cât și pentru nerespectarea legislației cu privire la acordarea concediilor de odihnă, precum și a repausului săptămânal. De asemenea, inspectorii ITM Suceava au efectuat 118 controale și pe linia sănătății și securității în muncă. Aici au fost aplicate 180 de amenzi în sumă de peste 43.000 de lei. Totodată, în cursul lunii mai au fost înregistrate 10 accidente de muncă, din care 4 s-au soldat cu decesul victimelor. Precizăm că la începutul lunii iunie, în evidențele Inspectoratului Teritorial de Muncă, în județul Suceava erau înregistrate 108.814 contracte individuale de muncă active, din care 99.667 pe durată nedeterminată și 9.147 pe durată determinată.